Alimentele și digestia la om. Lecție dedicată elevilor din clasa a șasea. Viața, sănătatea, precum și echilibrul fizic și psihic al fiecăruia se află în corelație directă cu modul de hrănire. Regimul alimentar echilibrat este cea mai bună metodă de preîntâmpinare și diminuare a frecvenței bolilor cardiovasculare, a diabetului sau a cancerului. Desfășurarea corectă a proceselor metabolice presupune un regim alimentar care să includă toate trofinele și anume proteine, lipide, glucide, săruri minerale și vitamine, iar în mod obligatoriu trebuie insistat pe substanțele nutritive care nu pot fi sintetizate de organism. Componenta de bază a tuturor organismelor vii este apa. Motiv pentru care hidratarea corespunzătoare și constantă este necesară, deoarece apa menține temperatura corporală, lubrifiază încheieturile, protejează coloana vertebrală și țesuturile moi, contribuie la asigurarea unei digestii sănătoase, îngrijește pielea, contribuie la eliminarea toxinelor din corp sau ajută la menținerea presiunii sangvine. În organismul uman, conținutul de apă al acestuia variază în funcție de vârstă sau sex. În primele zile de viață, embrionul uman conține 90% apă. La naștere, cantitatea de apă scade la 80%. Odată cu înaintarea în vârstă, conținutul de apă al organismului uman continuă să scadă, dar se va menține la bătrânețe în limite a 50-55%. Piramida alimentară ajută la o mai bună înțelegere a grupelor alimentare și la alegerea corectă a frecvenței lor în consum. De exemplu, trebuie cunoscut faptul că trebuie consumate prioritar alimentele de la baza piramidei, cum sunt cerealele, făinoasele, fructe sau legumele, și mai rar cele de vârf, cu dulciuri și grăsimi. Reguli esențiale care trebuie respectate pentru a avea o cât mai bună digestie. Respectarea orelor de masă, repartizarea corectă a meselor, 4-5 mese pe zi, evitarea discuțiilor, a lecturii, a privirii la televizor și a altor activități în timpul mesei, mestecarea corectă a alimentelor și evitarea alimentelor prea reci sau prea fierbinți. Nu uita! Alimentele care favorizează digestia sunt cele bogate în fibre, cum sunt cerealele, fructele seci, legumele, leguminoasele sau legumele crucifere și lactatele fermentate. Vă mulțumesc pentru atenție!